Astea zici că le pui la ciorbă, Da, nu? la ciorbă, dacă și mai iau. Ceapa și roșiile astea. Da. Ceapa s-o tai, s-o pui de solo. Tot ce pui mai înainte, că asta, știi, să-și aibă ceapa, că de la roșii mai... Da. Și din... Asta le-a făcut, așa le-a făcut, le-a opărit, le-a terminat. A fost foarte cald. 40 de grade a fost. 40 de grade, da. Nu mai vrea Dumnezeu nici un picul, nu-i gata, nu se mai poate. Mamă, ce aromată e. Asta da roșie, să știi. Și uite. Chiar dacă e plicul, dar de bărim e crescut da. În pământ românesc. Uite, vezi, are 6 semințe, cum trebuie să arate da. O roșie. Are, da. Înțelegi? Altele sunt, uite, să vedem astea cum o și. Alea, da. Astea. Și uite cum e astea, așa, le face și voi pe la, că mai sunt și acolo de alea, pe la ciorbă, pe la mâncare, nu mai mai folosim pe și la mâncare, da. Bă, dar chiar e aromat asta. Da. Zău. Și asta, uite, ea. Uite, încrețită și asta, vezi? Cred că tu inimă de bouă, are să da, fie, e da? Inimă de bouă aia, da. Le-a prăpădit soarele, păi două soiuri ai văzut, nu? Da. Ale olandeze și, astea olandeze și ale inimă de bou, da. Nu știu cum le zice, că spre de plicul ăla Marley, a mai ieșit și de alea în ateșerii, unii n-are vârful și e încărcate de jos. A fost amestecate și... Așa am găsit semințele în plic, de când le-am plantat, acum am văzut și eu mama aici. Asta nu mai pot să mai tai, nu mai am nimic. Dacă nu mai am fost construit. La ciorbă nu mai o călești așa, o pui... Nu, numai când faci mâncare, tocăniță, ceva, da. Atunci o călești. Da. În asta ai făcut și mâncărica de ceapă? Nu, era aia aia era coadă, mai mică. Cu coadă, aia e cu coadă așa. Era mai mică aia, nu? Da, da, e cu coadă mică. Am făcut mai în fică să încălzați să mănânc ce mai am acolo cu niște chiftele cu mâncărica. Ia uite. Da, și cu, acum să fac ciorbă. Uite ce ar vrei găsi în grădină. Acolo, asta la lege și vă, și vă să pune lăsa asta la e de grădină de la mata? Da, iată ce frumos e să da, dar uite, uite așa, uite, vezi, eu de la soare. E ars de soare, să știi. Da, mai mult, și la lege și pune la ciorbă. Auzi că un ardei de ăsta dai 3 lei, 2-3 lei. E scump, să știi. Da, toate e scump. Pe câte ori mi-a zis, aoleo, te pune nepotă tău ăla. Păi ce vrei, bă, să-l fac acolo, să-l bă, dacă mă pune acolo, a văzut că să mai aibă toți strănepoții și de copiii lui să mai aibă, rămâie în urmă, zic, dacă nu mai trebuie Dumnezeu pe pământul ăsta. Moștenire să-ți bază ce ai făcut bătrânii înainte. Asta are sămânță puțină. Adică... Așa să mă duc să mai iau. Doamne, Doamne, păpate, și nu le lasă crească și el, bă, trebuie să ne coacă. E cald, băi, mama, e cald rău. Peste fire omenesc. Ce să facem? Asta e, trecem și peste asta, nu? Trecem, dar nu să știe cât timp. Uh-huh. Să știe, mama. Păi, dar m-a terminat mirosul ăsta de roșii. De când așteptam roșii de-astea.
Zău, mi s-a luat de... Cine că m-ai sunat, dar... Mi s-a luat de toate roșiile alea cumpărate care n-au niciun gust. Toți zic că-s românești, românești, dar... Da, e o spune da. Eticheta și ele sunt în Turcia, din Amușov, reporte de ăștia, ăștia care mai... Uh-huh, uh-huh. Mai să aducem în piață și controlează. Da, și da, da. De prețuri. În piață, dar asta nu e dat cu azotanul, nimic și îmi pui eu și mi-o fac, uh-huh. După aici așa, de el. Vezi că e cuțitul ăla. Asta? Nu pot să rup așa cu mâna și uite, fac așa. Să-l bagi direct așa crud, nu ca pe dovlecel, să-l mai... Nu, mamă, ăsta e făia, mă, de mine, bucățele, bucățele, uite ea. Uh-huh, uh-huh. Și e înghețat așa și el acum, așa. Uh-huh, uh-huh. Dar de-aia trebuie să-l să faci, uite ea. Păi așa cu acum pui la ciorbă și îl împachetez aici, așa. Și acum pui și îmi pui acolo. Și la toamnă iar îmi fac și iar îmi pui. Și tot așa. Și tot așa înainte și nu... Deci ai pus ceapa și ardeiul momentan, da? Ceapa și ardeiul. A fiert. Și daci roșiile, nu? Da. E roșie. Și mea. Îngroșată cu ou. Îngroș cu ou, nu? Da. O să după să la locul lui. I-am dat și georgiene vreo trei. Da? Da. Pungurițe de astea. Că e și înalt, că dacă ar fi jos cu leaua, vii ce am pățat până la uh-huh. Scara aia. Că mai fost și cu alea sub polata asta. Iar început. Păi are tot ce-i trebuie acum. Are ceapă, are ardei, are ceapă, roșii. Ardei. Da, tot, da. Nu? Da. Pui capacul și... Da, să fierbă aici. Să mai toci câteva. Și mai toci câteva roșii, nu? Mă, de Ceaușescu scria la ziar. Da. Să știi. Este? E bun. Grandioasa manifestare, da, da. Uite, de pe stadionul. E ca acum să păscălească, să facă, să dreagă și toate legiurile. Uh-huh. Este calea nenorocită. Că să omori cu un om, să nu faci pe viața pentru viața, mă, moarte pentru ea. Nu așa. Da. Ia uite aici ce coregrafie aveau, bă, nene, odată, mă. Așa ceva. Nu? Da. Spune aici la ziar. Agențiile de presă pe scurt. Da. Vremuri, băi, mai e vremuri, nu? Ce viață frumoasă m-a avut, așa, da? Și cu care e codet, știi de răunii și astea, că am fost așa, că suntem boieni acum, mâncăm o trăvă, nu suntem boieni, nu mai muncim, nu nimica, așteptăm bani, stăm bolnavi, vai de mama noastră. Aha. Vedeai, mama, e miroase până aici roșii, băi, cum intri în casă, miroase a roșii. Da, zău, miroase roșii. Ia să vedem cum mai arată aici. I-ai mai pus ceva, nu? Nu. Dar ce frumos arată. Dar abia aștept să mănânc. Cu o mămăligă? Da. Cu un gofiert să iau scos figa aia, dacă că ce mai mâncare mai acolo, să o încălzând, să mănânc și o mănânc și pe aia. Da. Eu am mâncat.